Secretarul juridic al Consiliului Județean va încasa 10.825 lei brut, urmând arhitectul șef și directorul general 9.000 de lei. Directorul general adjunct și directorii executivi vor avea câte 8.725 de lei, directorii executivi adjuncți 8.159 de lei, șefii de servicii 7.590, iar șefii de birou 5.898 de lei. Urmează funcțiile de execuție, auditorii putând ajunge la 5.477 de lei, consilierii și inspectorii 4.764 de lei, referenții de specialitate 3.920, referenții 2.620 de lei, aici salariile fiind pentru clasa maximă. Așa cum am spus, s-a avut în vedere salariul aflat în plată în luna iunie 2017, am respectat prevederile bugetului de venituri și cheltuieli, am respectat prevederile legii cadru de aprobare a salarizării unitare și nu există nicio scădere de salariu în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și în aparatul de specialitate al instituțiilor publice din subordine care fac obiectul aprobării prin hotărâre de Consiliul Județean a salarizării. Potrivit aceleiași legi, Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean, va avea un salariu brut de 13.000 de lei. Cei doi vicepreședinți, Ninel Munja și Gheorghe Nichifor, vor primi de luna viitoare câte 11.600 de lei. Modificări pe statele de plată vor fi și la instituțiile subordonate Consiliului Județean. Printre acestea, Salvamont, Ansamblul Doina Gorjului, Școala Populară de Artă, Centrul de Creație. Directorul de la Protecția Copilului va avea un salariu brut de 7.147 de lei, cel de la Evidența Populației 7.493 lei, directorul de la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor 5.330 de lei, iar cel de la Salvamont 5.944 de lei.